Concursul Sanitarii Pricepuți se adresează copiilor și tinerilor, având drept scop educarea și pregătirea acestora în anumite situații de urgență. Această competiție a devenit o tradiție anul acesta, desfășurându-se etapa cu numărul 53. Da, este un concurs cu tradiție care a început în anul 1962, prima ediție, și s-a desfășurat neîntrerupt până astăzi. Deci, iată, ne aflăm la 53-a ediție a concursului de sanitarii pricepuți. Este un concurs extraordinar de important pentru sănătatea populației și acești tineri copii pe care îi vedeți și pe care îi veți filma nu fac decât să acorde manevre de prim ajutor. Sunt extraordinar de simple, pot salva vieți, dar cu cât pregătim mai mulți copii, cu atât avem populație mai multă pregătită să intervină în situații critice. Competiția a constat în două probe, una teoretică și una practică. La proba teoretică, elevii au avut de rezolvat un test grilă cu noțiuni de prim ajutor, educație de sănătate și istoria Crucii Roșii. În cadrul probei practice, echipajele au trebuit să demonstreze că știu cum se acordă primul ajutor în caz de accidente, electrocutări sau înnec. Locul comunal se prăbușește și este urmat de un mic incendiu. Echipele de intervenție scot victimele în curtea școlii și sanitarii pricepuți pot să acționeze. 1. Un copil de 7 ani stă nemișcat la pământ, fără să reacționeze la atingere. 2. Directorul școlii are pantalonii rupți, împibați cu sânge. Nu poate sta în picioare și are dureri puternice la coapsa stângă, unde se observă o bucată ascuțită de os într-o placă sângerândă. Concurenții spun că probele au fost ușoare și în același timp educative. Acest concurs a devenit deja un obicei pentru noi. Participăm cu echipajul încă din clasa a 5-a, acum suntem clasa a 11-a. Pentru noi e un concurs inedit. Învățăm lucruri cu aplicabilitate foarte mare în viața de zi cu zi. Acum știm cum să acționăm în situații extreme. Însă ne învață să ne controlăm emoțiile în special, pentru că poate că la partea de prim ajutor nu se pricepe oricine, însă e important să știi să-ți controlezi emoțiile și cum să acționezi. Profesorii coordonatori spun că acest concurs îi ajută mult pe elevi și învață lucruri care pot salva viața unui om. La modul practic îi învață în primul rând pe ei să-și protejeze sănătatea și în al doilea rând să poată da o mână de ajutor celui de lângă el. Cum s-au pregătit? Ideea este că pregătirea nu ține de un an, ci ține, ei, spre exemplu, de 7 ani tot lucrează, pentru că informațiile se adună în timp, deprinderile se adună în timp, manualitatea, care contează foarte mult, se automatizează și abia atunci sunt eficienți. Cea mai pricepută echipă de sanitari va reprezenta Gorjul la etapa națională, care va avea loc între 25 și 30 iulie.